Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală la Wimbledon. Jucătorul sârb a ajuns pentru a 60-a oară în sferturi la un turneu de mare șlem. La finalul meciului, Djokovic s-a războit cu fanii care l-au susținut pe adversarul său pe parcursul partidei. Novak Djokovic a făcut un meci perfect și s-a impus ușor în fața danezului Holger Rune cu 6-3, 6-4, 6-2. La finalul meciului, sârbul s-a războit cu fanii care l-au huiduit pe tot parcursul meciului, declarând: "And to all those people that have chosen to disrespect the player, in this case me, have a good night." În acest fel, Djokovic a imitat pe spectatorii care au dat dovadă de lipsă de respect față de acesta. I'm hoping that they were just commenting on Rune and that they weren't disrespecting you. They were. I know they were cheering for Rune, but that's an excuse to also boo. I've been on the tour for more than 20 years, so trust me, I know all the tricks. I know how it works. It's fine, it's okay. I focus on the respectful people that have respect, that paid the ticket to come and watch tonight. Pentru un loc în semifinalele de la Wimbledon, Novak Djokovic se va duela cu Alex de Minaur, singurul jucător rămas în competiție care nu a pierdut niciun set până acum. Alex de Minaur a continuat parcursul impresionant la Wimbledon, calificându-se în sferturile de finală după o victorie cu 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 împotriva lui Arthur Fils. There was a lot going through my mind. I'm happy I was able to finish it off in the end. It definitely wasn't easy. It definitely wasn't straightforward. But hey, I'm sitting here in the quarterfinal, so happy days. Taylor Fritz este un alt sfertfinalist de la Wimbledon. A fost condus de Alexander Zverev cu 2-0 la seturi, dar a revenit și s-a calificat. Al patrulea favorit al competiției a fost învins în 5 seturi cu 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3. I mean, me and Taylor, we grew up together, right? Playing each other since juniors, and I think it was fairly obvious that I wasn't 100% today, right? Wimbledon 2024 se desfășoară în perioada 1 iulie, 14 iulie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Wii Sport. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!